ați venit la Poezie și Creație, sunt Loreta Popa și astăzi am marea bucurie să rămân alături de mine pe Maie Caranfil. Mulțumesc pentru că ați acceptat invitația mea și implicita Muzeului Național Literaturii Române. Cu mare plăcere. Nu e lucru puțin, pentru că am vrut neapărat să veniți la acest podcast pe care îl realizez aici la muzeu, Poezie și Creație, tocmai pentru că știu cât de mult contează povestea pentru film și cât de important este scenariul și de asta am ținut cu tot din adinsul să fiți prezent. Vă mulțumesc mult! Chiar stăteam de vorbă de curând, am fost la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu și acolo a venit Neil Labute și nu știu cum se pronunță corect, Neil Labute. Exact. Și îmi povestea de faptul că această breaslă a scenariștilor este în grevă la momentul acesta și nu numai, după aceea am văzut că s-a amplificat cumva și știu că există opoziție față de ceea ce se numește inteligența artificială și am zis să încep cu asta discuția noastră pentru că știu că e o luptă care se dă la momentul acesta, știu că oamenii sunt nemulțumiți și vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră în legătură cu asta. Ce știu este sigur că o poveste bine scrisă, n-a fost niciodată scrisă de o inteligență artificială. Eu, în momentul ăsta, mă simt destul de departe de această luptă, pentru că am luptele mele personale cu mine și cu propria mea lene și dacă aș putea găsi un robot care să-mi scrie scenariile și să fie și bune, să le pot semna fără să-mi fie rușine cu ele, l-aș cumpăra imediat. Dar, din păcate, sau din fericire, nu se găsește încă scula asta pe piață. Am înțeles. Așa că Cât trebuie să trag de mine, și să mă pun în fața ecranului calculatorului și să încep să tastez. Am înțeles. Dar foarte, foarte interesant. Nu mă așteptam la răspunsul acesta, recunosc. Pentru că am plecat deja la drum. Cred că ar fi important să vă întreb, când v-ați îndrăgostit de această meserie? Când a fost primul moment în care ați știut că acesta este drumul pe care trebuie să mergeți? În momentul exact nu-l știu, dar el a venit destul de timpuriu în copilăria mea, fiind oarecum circulând microbul în familie. Pentru cine nu știe, tatăl meu a fost un cunoscut critic și istoric de film. Pe vremea aceea el semna bisăptămânal, cred, o rubrică de film în ziarul Informația Bucureștiului, trebuie care trebuia să vadă cam tot ce rula în București în acei ani, în fiecare săptămână, apăreau premiere noi. Era un moment de oarecare generozitate a ofertei cinematografice. Nu se încuiase încă cu cheia și cu lacătul accesul la filme occidentale, la filme de pe toate continentele, în principal. Iar eu eram târât după, când nu trebuia să vin la grădință sau la școală, eram târât după taică, la diverse proiecții cu diverse filme, pe unele le înțelegeam, pe altele nu. Iar puțin câte puțin, atracția pentru film a fost, mă rog, servită și de din familie, cum spuneam, dar și de toată generația mea, copiii de la loc, care eram cu toții nebuniți să vedem filmele despre care se vorbea în cercul, în bula noastră. Evident, erau filme de aventuri, filme ușurele, vine cu chestii, producții western, spaghetti. Da. Iar momentul în care am știut că vreau să fiu regizor este, am mai povestit chestia asta, am fost întrebat de către taică meu ce îmi doresc să devin când o să fiu mare. Și am spus să vreau să fiu Giuliano Gemma. Doamne. Giuliano Gemma era un actor semivedetă, un actor care juca în westernurile spaghete italienești, vorbite în italiană. Iar sigur că ne uitam la el ca la un zeu și a fost întrebat, dar de ce tocmai Giuliano Gemma? Nu, pentru că e cel mai rapid, pentru că e cel mai tough, cel mai dur, e de partea binelui, nu se pune nici drac cu el, că se mănâncă bătaie, știe, caftă, lucruri de genul ăsta. Și atunci, taică-mea, a spus, dar tu știi că există cineva acolo, dar tu nu-l vezi în film, dar care poate să facă cârpă de praf cu Giuliano Gemma? Am zis, ce vrei să așa ceva. Și atunci, în secundă, lui se trezește cu un glonț în gât și la revedere.
Nu, 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 există unul care stă să spună și fără să fie pedepsit, ba din potrivă, poate să spună, n-a fost bine, Giuliano, foarte, foarte pro-Giuliano, încă o dată Giuliano, mai tare Giuliano, mai încet Giuliano, ia o pauză, Giuliano. Și atunci am aflat eu că există personajul regizor care poate să facă cârpă de praf din Giuliano Gema și eu am zis, asta va fi vocația mea în viață. Extraordinar. Eu l-am descoperit pe Giuliano Gema în Angelica, minunata Angelica, toată seria aceea și după aceea l-am urmărit și eu în Western Spaghetti și da, așa este, era cel alb, cel galben și cel negru, parcă... Era mai multe, un dolar găurit, $2,000 în plus, era o mulțime, da. Extraordinar. Iar mult mai târziu l-am întâlnit pe Giuliano Gema în ideea că aș fi putut să consider să-i acord un rol în filmul pe care îl făceam în Italia, Dolce Far Niente. Și m-am întâlnit la un prânz cu el și puțin câte puțin din vorbă în vorbă mi-am dat seama că nu-i pot acorda rolul pentru din niște motive care țineau pur și simplu de fizic. Dar în momentul acela Gemma, care probabil simțise ceva, o rezervă, eu știu ce, a spus domnul senior Caranfil, am multă experiență în film și miros din, de la bun început când stau lucrurile. Am sentimentul că nu o să mă luați în filmul meu, dar dacă cumva mă înșel și veți vrea să apărați la săricile mele, vei fi absolut încântat. Extra, și în momentul acela mi-am dat seama că visul meu din copilărie, iată, se împlinise, făcuse în cârpă de praf din Giuliano Gema, dar n-aveam nicio bucurie la povestea asta. Din potrivă, m-a apucat o tristețe și o melancolie atât de specială, încât n-am fost om tot restul zilei. O, Doamne, da, într-adevăr. Da, ce pot să spun? Așa este. Dar de atunci am început să jonglez cu ideea că eu voi fi regizor de film. De atunci, da, acela a fost momentul. Nu știu dacă a fost 8, 9 sau 10 ani. Am vrut să adresez această întrebare pentru că, pentru cine nu știe, eu m-am îndrăgostit de film datorită tatălui dumneavoastră, pentru că urmăream acele emisiuni pe care le făcea la televiziunea română. Și, nu știu, vocea, modul în care știa să prezinte povestea pe care o spunea, de fiecare dată mă atrăgea, mă fascina și așa m-am îndrăgostit de film și așa este. Am văzut nenumărate filme din toate țările. Țin minte că am văzut filme vietnameze extraordinare, am văzut filme japoneze, nenumărate din toate zonele globului, absolut. Cred că asta a fost o șansă. Pentru că acum nu prea, în afară de filmele americane pe care le vedem, unele dintre ele cu inteligență artificială, nu? Da, da. Chiar Indiana Jones, am urmărit un interviu cu Harrison Ford și spunea că imaginile de la începutul filmului, când apare tânăr, sunt create, într-adevăr, pentru că au drepturile pe imaginea lui de când era tânăr. Dar se pare că nu-i poți schimba vocea deocamdată. Exact, exact. A spus și el același lucru. Da, nu știu, se întâmplă ceva la momentul acesta și cu acea grevă și cu toate astea, nu știu. Lumea s-a schimbat, modul în care filmele se fac s-a schimbat foarte tare și asta era următoarea mea întrebare. Cum percepeți această schimbare de la momentul la care ați început să faceți film și la momentul acesta, acum când, iată, vorbim despre un epericolozo sporgesi la atâția ani diferență. 30, da. Da. Și acolo chiar putem să facem așa. Am sentimente amestecate, pentru că eu am trăit, practic, o revoluție, trecerea în toate departamentele filmului, de la analog la digital. Uh-huh. Adică eu am început prin a monta film cu pelicula, mirosind-o și palpând-o și lipând-o cu scoci cu acele mașinuțe miraculoase și agățând cadrele de film pe peliculă pe cuie, în niște coșuri. Lumea nu își imaginează cum se făcea film când am început eu să fac film. Și am trecut deja de la al treilea și al patrulea film al meu la montajul digital, la mai târziu la filmarea
în regim digital, n-am mai făcut peliculă. Deci, pe de o parte, ni s-a ușurat foarte mult munca, din anumite puncte de vedere, dar s-a depoetizat foarte tare. Filmul nu mai e o aventură, este de ce în ce mai mult o tehnologie, se depersonalizează și cel mai tare mă încurcă faptul că oferta este atât de uriașă. Oferta de material audiovizual, că acum nu mai vorbim, da, nu mai vorbim numai de film, de film de lungmetraj, de poveste cinematografică, vorbim de tot ce populează social media, toate platformele de socializare, oricine poate să facă. Democratizarea filmului, după rea mea, e un lucru care va avea efecte nedorit în timp. Toată lumea poate să-și permite să facă un filmuleț cu telefonul. După cum toată lumea poate să-și permite să posteze un text agramat pe orice platformă și cu litere de tipar. Accesul la litera de tipar, după părerea mea, a fost o deschidere a cutiei Pandorei. Dacă orice Gigi care are 3 clase și nu stăpânește nici 20% din gramatica limbii române, poate să acceseze litera de tipar și să vadă afișată pe un ecran de calculator sau printată pe o foaie de hârtie, păi pentru el sau Shakespeare nu e nicio diferență, pentru că literele sunt la fel. E, cam așa spun și despre film, că democratizarea accesului la posibilitatea de a crea material audiovizual este ceea ce ne duce spre, iată, și spre inteligența artificială pe de-o parte, da, dar și spre o decerebrare, aș spune eu, a demersului cinematografic. Adică filmăm imagini ca să avem ce posta. Acea uriașă cantitate de premeditare pe care o presupune creația unui film de la idee până la realizare și până la împlinirea lui și tehnică și artistică, se face acum foarte rapid, pentru că nu sunt bani pentru... Nu mai sunt bani pentru gândire. Asta te gândești, costă și nu mai rentabil. Și din cauza asta sunt cam speriat de ceea ce... Dar acum, na, eu nu mai am o carieră întreagă în față ca să mă sperie atât de tare. Vor fi alții care vor avea de suferit din cauza acestor transformări. Îi compătimesc. Da. Așa este. Acum, ascultându-vă în timp ce vorbeați, mi-am amintit de minunatul film pe care l-ați făcut, Restul de tăcere, și ce poveste, ce poezie de la un capăt la celălalt și cât de generos ați putut fi cu majoritatea actorilor din film. Nu pot să uit, Ioana Bulca a făcut acolo o bijuterie din acel rol și nu numai ea, bineînțeles, tot filmul de la un capăt la altul este absolut minunat realizat. Și chiar voiam să vă întreb cât de greu a fost, cum a fost. Nu pot să-mi imaginez cum ați putut să gândiți tot acel film. Realmente m-am îndrăgostit de el de când l-am văzut. Mi-a rămas cumva în suflet și nu știu după acel film să mai fi fost altceva care să mă atragă atât de tare. Nu e dumneavoastră părerea mea. Filmul l-am scris foarte de mult în anul 1988. Și noi eram în România, plecasem și evident cu intenția de a nu o mai întoarce. Eram în plin delir ceaușist în acei ani. Dar în momentul în care m-am apucat să-l scriu, având ca modele unele din filmele americane ale timpului care redescopereau retro-ul și eposul, epicul, în moduri foarte romantice, dacă pot să spun așa, mă vorbesc de filmele lui Miloš Forman sau ale lui Ragtime sau Amadeus sau filmele lui Sergio Leone, Once Upon a Time in America, exact, sau ale lui Cimino. Ei, având aceste modele în cap, m-am apucat să reinventez o Românie în care mi-ar fi plăcut să trăiesc. Și aceasta era. Aveam personajele pentru că le citisem despre ele, inclusiv în cărțile tatălui meu. Da.
Și mi-am spus că o poveste despre nașterea primului film românesc, dar care să nu fie o poveste documentară și nici măcar documentată, să fie o poveste oarecum inventată de mine în, cu imaginarul meu, așa cum e el, și, și cu un ținut văzut de la distanță. Așa am scris scenariul, după care eu l-am scris în limba engleză în original, adică n-a existat o versiune românească care pe urmă să fie tradusă. L-am scris în engleză, pentru că eu fiind deja în Europa Occidentală, mă gândeam că dacă va fi vreodată finanțat, va fi finanțat în limba engleză. După Revoluție m-am întors în România și după primul meu film pe Pericoloso, s-a încercat la un moment dat finanțarea și producția filmului chiar în 1994, dacă țin bine minte, și nu s-a putut atunci. Nu s-au adunat bani, au fost niște probleme financiare. Și pe urmă m-am așteptat până în 2005-2006, când în sfârșit a fost o conjunctură care să permită realizarea filmului, dar de data asta în românește, cu actori români și cu fonduri 100% românești. Deci cam asta a fost istoria, mă rog, creației, iar pe platou a fost o combinație de coșmar cu fericire, cu momente de triumf, cu momente de disperare, cam cum se întâmplă la orice film. Am înțeles. Care a fost momentul în care v-ați dat seama că lucrurile se vor lega atât de frumos încât va ieși ceea ce a ieșit? Eu am avut sentimentul că fac ceva valoros și care contează. De când am scris scenariul, scriam atunci în 88 și mă gândeam că sentimentul că particip cumva la construcția unui edificiu interesant, dacă nu chiar, să zicem, monumental, cu toată lipsa de modestie. Dar filmul odată ieșit n-a avut o soartă care să mă umple de fericire. Adică el a fost la un festival internațional important, la Locarno, unde n-a luat absolut niciun premiu, după care n-a fost vândut în niciun alt teritoriu în afară de România, adică în afara României, evident. Și n-a avut o traiectorie de festival pentru că n-a fost considerat ca fiind material de festival. Era probabil în ochii selecționerilor care funcționează în aceste instituții festivaliere, era un film prea pe înțelesul publicului larg, ca să poată să intre în cercul elitist, dacă pot să spun așa, al filmelor dificile, a filmelor care au nevoie de ajutorul criticii și a jurilor internaționale pentru a atinge un public de nișă. E foarte interesant ce îmi spuneți. Este ca și cum cineva îmi spune că poezia nu mai este necesară, realmente. Adică mi se pare foarte, foarte dureros. De la un capăt la altul, filmul nu face decât să aducă frumos în viețile celor care îl privesc, realmente. E un mare adevăr, se simte, se vede, nu mai e nevoie de pârghii necesare. Și mă doare puțin că îmi spuneți asta. Deci chiar n-am știut lucrul acesta. Da. Nici n-a fost ceva ce să caut în mod special. Dar eu cred că a avut succes la noi. A avut mare succes la noi și a luat și, mă rog, premiile Gopo, una parte din premiile Gopo din acel an au fost acordate filmului. Dar pe internațional n-a suscitat interes. Înțeles. Foarte interesant. Deci ați plecat de la început cu ideea de a scrie în limba engleză și de a avea film internațional, și am făcut un film românesc care va fi probabil considerat ca o chintesență a cinematografiei românești. Într-o perioadă anumită. Da, perioada aceea într-adevăr a fost foarte, foarte interesantă și mă bucur că ați scris despre asta și că ați făcut acest film în care arătați așa cum se desfășurau lucrurile. Și ați surprins frumusețea aceea societății românești din acea perioadă.
Da, e... da, exista o naivitate combinată cu corupție și cu da. Șmecherie, dar și cu dolce farniente, cu nu, la porțile Orientului, unde totul se ia la lejer. Era o combinație acolo de lume balcanică și lume occidentalizată de, și de un mapamont care trăia un tsunami de revoluții științifice și invenții nemaipomenite și era, nu, anii în care pentru prima dată ascultam muzica la patefon, da. Se filmau filme, zburau avioane și baloane prin aer, ne luminam cu becuri și așa mai departe. Da, chiar ce perioadă da. Interesantă. Da, da. La fel cum se întâmplă și acum din... Nu știu, mie mi se pare da. Totuși că trăim vremuri da, interesante. Rimează, rimează. Începutul de secol întotdeauna are tendința de a se repeta, dar cu altă, pe o altă dimensiune a spiralei. Am înțeles. Pentru că vorbeam despre început și despre lucrurile acestea, voiam să vă întreb, pentru că suntem la Muzeul Național Literaturii Române și trebuie să punctăm cumva, vă amintiți când ați citit prima carte pe Nerăsuflate? Nu. Nu. Nu, cred că, mă rog, la început mi se citeau niște cărticele pentru copii, dar prima carte pe care o să o citesc, nu mai țin minte. Știu, printre primele, da, pot să-mi aduc aminte de Cei Trei Mușchetari, de cărți pentru copii care se numeau Ciopârțilă, dacă mi-am aminte, de exemplu. Nu-mi amintesc. Care erau scrise niște versuri accesibile, așa, erau povestioare despre, mă rog, cred că Cei Trei Mușchetari am citit la 9 ani, dar și înainte am citit ceva care m-a influențat foarte tare, dar nu mai știu exact ce. Mm-hmm. În sfârșit, Cei Trei Mușchetari fiind prima carte care nefiind destinat exclusiv copiilor, pe da. Care mi-am gândit să o fi citit. Și apoi cum? Și apoi am mers și cu școala și afara școlii, dar nu pot să spun că am citit enorm, nici că am citit puțin. Dar, mă rog, mă uit în jurul meu că se citește din ce în ce mai puțin roman, de exemplu, și prin comparație am sentimentul de că aș fi un erudit. Dar sigur că depinde de ce termen de comparație, pentru că dacă mă duc în alte părți, sunt un semidoct perfect. Am înțeles. Da. Apropo de romane, aici, la Muzeul Național Literaturii Române, încercăm să convingem copiii care vin să citească, ne ocupăm, facem și tot felul de expoziții și la un moment dat ne-am dus cu aceste expoziții în mall, special ca să-i atragem și să-i aducem către noi. Și la un moment dat am avut ca subiect în luna martie personajele feminine din romanele românești și mi-am ales Mirona pentru că mi-a plăcut foarte tare și am zis să-mi aleg așa un citat, două, ca să le pun pe un panou și cu fotografii și să cumva să atrag publicul. Ce am constatat în timp ce mi-alegeam acele citate a fost că am citit în două ore tot romanul, de la un capăt la altul și atunci am înțeles ce înseamnă să dai pagină după pagină, dornic, să citești acea limbă română impecabilă și mi s-a părut extraordinar ce a reușit cel la Serghii acolo. Așa că de aceea v-am întrebat de un roman citit sau de o carte citită pe Nerăsuflate, iar copiii care vin la muzeu, să știți că mi-au răspuns că ei nu știu ce înseamnă să citească pe Nerăsuflate. Am rămas o secundă așa, m-am oprit de fapt și nu venea să cred, dar ei nu știu nici ce înseamnă să mai mergi cu oile, deci chiar dacă Miorița nu se mai face acolo, nu se mai studiază nici Toma Limoș, nici nimic din tot ceea ce am învățat noi. Dar ei nu știu ce înseamnă să mergi cu oile, nu știu ce înseamnă anumite verbe, habar n-au să le conjuge, nu știu multe lucruri. Deci conexiunea aceasta cu natura, să meargă de sculți prin iarbă, nu mai știu ce înseamnă. Cred că s-a pierdut foarte mult și da, aici chiar e o problemă. Iar cu cititul... Asta este. Da? Nu știu ce ar trebui să facem, să-i atragem mai mult, să-i ascultăm poate... Să fim atenți la ce ne spun și ei, la rând. N-aș putea să dau sfaturi în domeniul ăsta, nu am copii, iar din punctul ăsta de vedere, mi-e și oarecum teamă să mă apuc să devin eu un moșulică care se începe să vitupereze asupra sau împotriva tinerei generații, cum că ce frumoși eram noi, ce bine era pe vremea noastră, ce s-a terminat, ce...
E un discurs care devine antipatic la un moment dat și prefer să mă țin departe de el, chiar dacă uneori simt lucruri de genul ăsta, prefer să mi-l cenzurez și să mă gândesc că ori avea cei tineri reperele lor și fiind ale lor nu pot fi și ale mele și atunci trăiesc într-o lume care nu poate să fie a mea, la care n-am acces. După cum e probabil, nu mai au acces la ce am trăit eu, că alții ca mine pe vremea când noi eram tineri. Așa este. Întrebarea mea venea cumva gândindu-mă și la ideea aceea că între generații există o prăpastie. Știu, mă interesează lucrul ăsta, dar nu vreau să iau, cum să spun, nu vreau să fiu părtinitor în a studia această prăpastie generațională. Da. Încerc să o studiez cu lupa ca un filatelist, dar și nu să iau poziție. Am înțeles. Eu am această șansă de a-i vedea în fiecare an, pentru că, bineînțeles, prezint muzeul grupurilor de copii când vin, fac vitaje cu ei și sesizez interes pe chipul unora, dorința de a reveni și de a sta să afle mai multe lucruri, dar și dezinteres. Deci chiar nu putem să generalizăm, pentru că sunt copii care își doresc foarte tare să afle lucruri. Asta este. Probabil că exact cum ni s-a întâmplat și nouă, suntem atrași de ceva mai mult decât... Eu, de exemplu, apropo de a îți dori să faci ceva, mie mi se părea că cea mai frumoasă meserie din lume este aceea de pensionar. Când eram copil, asta îmi doream să fiu, pentru că bunica mea călătorea, mergea în locuri minunate și mie mi se părea că a fi pensionar înseamnă să călătorești foarte mult. Da. Bineînțeles că am aflat... Cine își mai dorește să fie pensionar în ziua de astăzi? Nu știu. Asta e. Așa vedeam la momentul acela lucrurile, dar s-au schimbat, iată, pe parcurs. Cum s-au schimbat foarte multe. Așa că aș vrea să revenim puțin la film și să vă întreb de Pericolosul Sport Jersey, pentru că am citit, mărturisesc într-un interviu pe care l-ați acordat, că la un moment dat n-a mai fost al dumneavoastră filmul. Bine, filmul n-a fost al meu din momentul în care am cedat drepturile unui producător. El rămâne al meu doar ca proprietate intelectuală. Da. Dar dețin sau, cum să spun, negativul este proprietatea producătorului care apoi îl oferă unui distribuitor și există un lanț, care, lanț trofic, care intervine în momentul în care filmul începe să fie exploatabil. Nu, ce s-a întâmplat a fost mai grav, că filmul a devenit orfan și de producător și de distribuitor. În sensul în care producătorii francezi au dat faliment, societatea lor de, compania lor de producție a dat faliment, toate activele companiei au fost preluate de bănci, au devenit, iar printre altele, și filmul meu e periculos, a devenit, o marfă preluată de niște lichidatori judiciari din Paris și care era supusă, ofertei spre vânzare. Eu aș zice că, din fericire, filmul nu s-a vândut, așa încât mulți ani am încercat să fac demersul de a cumpăra filmul, că aveam un drept de preemțiune prin legea franceză asupra lui, dar acești mandatari judiciari încercau să mă evite cu orice preț, de care chiar și prin avocat și prin alte demersuri pe care le-am făcut, n-am reușit în anii ăștia, 20 de ani, anul 2000 până în 2020, n-am reușit să pun mâna, între ghilimele, pe negativul filmului și să pot să-l refasonez. Și de-abia după ce termenul legal a expirat și am putut în sfârșit să iau legătura cu forurile competente și prin, iată să spun, prin aportul foarte prietenos al ambasadei României din Franța și în special al ambasadorului Luca Niculescu de pe atunci, am reușit să aduc filmul în țară și să-i fac o restaurare tehnică, am recolorizat, am refăcut coloana sonoră și l-am oferit publicului frumos aranjat, coafat,
bine spirituită. A fost primit cu brațele deschise, asta am observat. Mă bucur. Da, deci. De la cei care au fost prezenți... Eu cred că este un film care se lasă înțeles indiferent de generație și de... Și indiferent de specificitatea poveștii care, iată, se petrece în comunismul ceaușist, în anii 80, în care trebuie să știi cum mergeau lucrurile, cum funcționa sistemul, dar nu cred că acestea împiedică orice spectator să ia contact și să empatizeze cu povestea și personajele. Absolut. A fost ceva care m-a impresionat foarte tare și anume că aceste pericolozo sporgesc. Eu nu știu dacă mai scrie astăzi pe plăcuțele acelea de la trenul. Nu am fost atentă. Nu mai există, așa? Nu mai există. Din păcate, nu mai există. Că nu se mai deschid ferestrele la tren. Da, exact. Dar sentimentul acela, metafora aceea pe care ați amintit-o noastră, mi s-a părut extraordinară, pentru că era ideea de libertate, da? De faptul că ești tras cumva să nu gândești în afara cutiei, da? Să nu scoți capul pe fereastră și să lași libertatea să te atingă, mi s-a părut extraordinar. Da. Deci nu m-aș fi gândit niciodată atunci că nu va mai exista plăcuția. Nici eu, de aceea am insistat să fie acesta titlul filmului și rău am făcut, pentru că astăzi trebuie, dacă prezint filmul undeva, și mă rog, dacă nu îl prezint e și mai rău că n-are cine să le explice, dar dacă prezint filmul în fața unei săli, primul lucru trebuie să le explic titlul celor tineri din sală. Da. Așa este, incredibil. Da. Filmul în Franța a rulat subtitlul original, subtitlul pe care îl dădusem eu inițial proiectului, și anume Duminici cu bilet de voie. Mm-hmm. Și cred că n-ar fi fost o idee rea să țin acel titlu. Nici bilet de voie nu cred că mai există astăzi. Nici asta nu se mai... Da, parcă tot înțelege, era cu ceva de voie. Se poate intui cam despre ce poate fi vorba. Pentru că... Mi-ați spus că ați fost plecat pentru o vreme din țară, v-ați întors, pentru că vorbim de pericolosă sporgeziu și de ideea de libertate. Oare puteți să-mi dați o definiție a libertății din punctul dumneavoastră de vedere? Așa cum o simțiți, cum o trăiți, cum o vedeți? Eu sunt un om care, prin meseria, arta mea, cum vreți să-i spuneți, mă exprim public. Ori libertatea de expresie pentru mine este piatra de căpătâi. Deci de aici încolo începe totul. Nu cred că pașaportul este... Adică toate astea vin după ce ai acest abecedar al libertății. Libertatea de expresie. Să poți să... Și evident că nu există o libertate absolută a expresiei. Ești cenzurat în viață de familie, de colegi, de politic corect, acum mai nou, de tot felul de lucruri. Dar măcar faptul că teoretic nu poți fi pedepsit pentru ceea ce scoți pe gură și nu există o poliție a gândirii, acesta este esența. Nucleul dur a ceea ce eu denumesc libertate. Am înțeles. Întrebam, gândindu-mă și la ceea ce se întâmplă acum, apropo de politically correct, de toată zona aceea, și mi-am amintit de o altă carte specială după care s-a făcut și un film, Fahrenheit, după cum știi bine. Da. Absolut minunat și mă gândeam, Doamne, suntem doar la un pas distanță de asta. De fapt, cred că s-au și ars câteva cărți, s-au dărâmat niște statui. Ne apropiem de ceva care seamănă înfiorător de mult cu acele societăți, acele non-civilizații. Non-civilizații, bine, foarte bine spus. Gândindu-mă la cum a evoluat tehnologia și amintindu-mi de nopțile pe care le petreceam urmărind filme la video, cum era, ne întâlneam, petreceam o seară minunată în compania prietenilor, discutam despre filme, vedeam filme foarte, foarte des și voiam să vă spun că nu-mi vine să cred că am ajuns la momentul la care pot să văd un film pe telefon, pur și simplu, timp ce merg pe stradă sau merg cu metrou. E și ceva trist în povestea asta, pentru că filmul a încetat să fie ce era pentru generația mea un eveniment. Chiar dacă mergeam zilnic la cinema, mergeam o dată pe un an, o dată pe lună, o dată pe săptămână sau zilnic, era același lucru. O vizionare de film în sală cu public era un eveniment. Și
filmul nu ajungea la noi imediat după premiera mondială. Adică l-așteptai, aflai despre el, vorbeai la telefon cu cineva care îl văzuse într-o altă țară unde avusese premiera și l-așteptai ca pe, eu știu, Mesia. Da. Acum accesul practic nelimitat îți dă sigur o posibilitate de a te informa, dar nu ai, a devenit o activitate, nu mai e eveniment. E ca și spălatul pe dinți, da. Faci când ai chef, când, sau ca orice program de televizor. De care este mai puțin, a dispărut misterul, a dispărut magia, a dispărut momentul de excitement-ul pe care îl simțeai atunci când se stingea lumina în cinema și începea buzitul aparatului de proiecție înainte ca prima imagine să apară pe ecran și simțeai emoția unui început, unde voi plonja, exact. În ce univers o să mă fiu tras de mâini. Și eu să... Sigur că poetizez un pic prea mult, dar era ceva care se pierde din ce în ce mai mult astăzi. Din păcate așa este. Mi-aduc aminte, am trăit momentul acesta și știu ce înseamnă să văd când pur și simplu lua foc pelicula. Și vedeam cum se întâmpla lucrul acesta. Acum nu se mai întâmplă, dar am văzut, știu ce înseamnă. Și pentru că ați punctat lucrul acesta și vorbeați de poezie, n-am cum să uit acel film care despre asta vorbea Cinema Paradiso, da? Da. Și n-am să uit niciodată secvența aceea de la final în care toate săruturile cenzurate au fost unite într-un... Extraordinară secvență, da. Mi s-a părut extraordinar. E cel mai frumoase final din istoria cinematografiei după aia mea, deși nu sunt mare fan Tornatore, apropo de filmele lui ulterioare, dar asta este o bucurie. Și vorbea despre acea comuniune, publicul, da? Pentru da, că da, da, da. Râdeam toți, da, plângeam da, toți. O mare familie într-o sală de cinema, sigur. Da. Așa mi s-a părut de fiecare dată. Când mergeam la cinema. Mi-e dor să mai merg la cinema în condițiile acelea, chiar dacă am fost acum o săptămână jumate, am văzut Indiana Jones, care... Nu l-am văzut încă. Realmente vă spun, pe mine personal, nu m-a impresionat atât de tare. Lipsește magia de care îmi vorbeați dumneavoastră. Lipsește acel ceva, povestea. Da. Lipsește. Da. Totul este așa de agitat în jurul nostru, parcă nu reușim să ne mai găsim așa o cale. Cum e o zi din viața dumneavoastră, la momentul acesta, la noi? La momentul acesta am trăit câteva luni de stres, pentru că m-am mutat. Iar mutarea cu domiciliu începe, adică e întotdeauna și probabil că va fi întotdeauna o... Nu e ușor pentru mine. O angoasă. Da. E foarte greu. Deci m-a preocupat mai puțin viața artistică a mea sau altora și mai mult livratorii și cât costă și când vine și dacă se poate găsi cineva care să monteze mobila respectivă și cum să fac să mă sincronizez ca să ajung și eu la acel apartament. Deci am trăit o perioadă destul de prozaică. Așa că nici nu mai amintesc practic ce era înainte. Dar o să-mi amintesc pentru că acum m-am mai liniștit un pic și vreau să mă reapuc de scris. De scris. Da. Și vom vedea. Dar nu, sunt zilele mele în general sunt, nu sunt spectaculoase din niciun fel, în afară de momentele în care sunt la filmare. Dar altfel încerc să fac din viața mea o chestie cât mai predictibilă, previzibilă posibil, frecventez aceleași locuri, mănânc aceleași lucruri și mergeți la teatru, mă feresc, mi se pare extraordinar. De neprevăzut. Iar chiar și la teatru merg foarte selectiv. Mi-e teamă să merg la teatru. Mi-e teamă de lucruri care îmi displac la teatru. Îmi displace profund faptul că, indiferent de valoarea unui spectacol sau de non-valoare unui spectacol, la sfârșit trebuie să ne ridicăm în picioare cu toții ca la congresul partidului să aplaudăm. Aplauzele, sigur că fac parte din ritualul oricărui spectacol de teatru, dar trebuie să fie libere, că vorbeam de libertate. Absolut. Nu impuse într-o coreografie scrisă din avans.
Deci, e ceva la care țin foarte tare și dacă nu sunt realmente impresionată, să știți că e un moment. Când se naște un moment de entuziasm general și când acest standing ovation se face realmente spontan și atunci într-adevăr asistăm la un eveniment și atunci adaptă, duce acasă și ai petrecut o seară memorabilă. Dar acum, indiferent ce se bălmăjește pe scenă sau ce se reușește pe scenă, aplauzele sunt întotdeauna respectoase în picioare, ca și cum tot publicul este la dispoziția actorilor care s-au dăruit pentru public și nu publicul pentru actori. Da. Am descoperit, mi-a trimis Valentin Teodosiu printr-un mesaj pe Facebook, accesul la o arhivă cu fotografii din anii 50-60 cu actori ai noștri. Credeți-mă că pur și simplu n-am răsuflat până n-am ajuns la capătul ei și eram atât de fericită că am descoperit prin intermediul lui această arhivă și mi-am dat seama câte s-au schimbat, pentru că atunci când eu i-am cunoscut, am crescut cu ei, îi am aici în suflet și îi porc cu mine tot timpul și momentul în care m-am întâlnit cu unii dintre ei, consider că a fost un privilegiu, dar mi-am dat seama că nu mai există, lumea aceea pe care o știam nu mai există. Chiar de ună zi am văzut cum a dispărut Jane Birkin, de exemplu, și mi-am dat seama că lumea în care ea a fost vedetă nu mai există. Sigur. Timpurile se schimbă. Și pentru că vorbeați de Giuliano Gemma și apropo și de el, da? Da. Sintagma altfel nu înseamnă neapărat mai bun sau mai rău. E altfel și atâta tot. Întotdeauna va fi altfel, ceva va fi altfel și dacă n-ar fi așa, atunci am înnebunit cu toții de plictisală. Asta da, asta da. Am mai trăit un moment interesant atunci când Alain Delon a fost sărbătorit la Cannes și a avut un discurs cu totul aparte. Unii n-au fost de acord cu el, alții da, am auzit, nu știu exact, nu știu în detaliu, dar știu. Apropo de diferența, deci faptul că îi se pare că lumea în care el a activat și lumea de acum, de la distanță de 180 de grade, n-am putut să nu-i dau dreptate, însă în același timp mi-am dat seama că nu se va mai întoarce și că, de fapt, lucrurile sunt așa cum sunt acum. Și că trebuie să le luăm așa cum sunt și să luăm fiecare zi de la capăt. Sigur. Nu? Să nu uităm că, nu, apropo, chiar și de istoria cinematografică, istoria filmului în general, câți actori extraordinari ai perioadei mute nu s-au sinucis în momentul în care a intrat sonorul exact. În film. Și pe undeva ei se sinucideau pentru că nu mai aveau niciun fel de viitor, niciun fel de perspectivă în această nouă industrie formată, dar pe undeva aveau și dreptate pentru că acele prime filme sonore păreau atât de rudimentare, de proaste, de simpliste, de cretine în comparație cu sofisticarea și rafinamentul la care se ajunsese cu filmul mut, încât tindeai să le dai dreptate că se strică lumea, că va fi foarte prost, că ce a fost pe vremea mea nu va mai fi niciodată, că tinerii din ziua de azi, și toate aceste discursuri de care spuneam că încerc să mă feresc. Dar iată că totuși filmul sonor și-a descoperit propriile resurse, propriile arme, propria expresivitate și astăzi nu mai vedem filme mute decât la cinematecă. La fel și televiziunea s-a descoperit pe sine în timp. Deci lucrurile evoluează și din păcate, cu cât înaintezi în vârstă, ți-e mai greu să te adaptezi, că nu mai ai aceeași flexibilitate. Vorbeți pe mine. De aceea, nu? Da, vorbim, da. De aceea v-am invitat. Da. Pentru că ascultat anumite lucruri, nu pot să nu mă gândesc la perioada aceea în care cred că a fost cumva și un experiment, până la urmă, pandemia, și voiam să vă întreb cum v-ați descurcat cu perioada respectivă, cum a fost pentru dumneavoastră? Păi, a fost cele două, destul de greu pentru mine, deci, deoarece eu sunt un animal de seară și dacă îmi închiz viața socială la ora 8 sau 9, mi-ai tăiat aripile. Drept care
acele două luni de lockdown au fost destul de grele, dar m-am mobilizat și am început să scriu, să scriu și un scenariu și un jurnal de pandemie și să, mă rog, să mobilizez în felul acesta seriile, că zilele mai știam eu cum să le făcăresc, să le fentez. Însă după ce s-a terminat lockdown-ul, au început să se ivească posibilități. Acele locuri care, cu sau fără voie de la autorități, puteau funcționa, speakeasy-uri se chemau pe vremea prohibiției americane, și în care te puteai întâlni cu prieteni și distanțarea se făcea mai mult de formă. Mai mult de formă. Da. Corect. A fost o perioadă foarte, foarte grea, mai ales pentru actor, mai ales pentru teatru, pentru... Pentru actori a fost catastrofală. Da. Într-adevăr. Da. Nu știu cât a ajutat tehnologia, pentru că am observat o bucurie extraordinară a întâlnirii față în față imediat după. Adică s-a stat așa între patru pereți, da. Dar dorința... Eu priveam... Noi am lucrat, am stat acasă într-adevăr cele două luni, dar după aceea am venit la muzeu și observam oameni care veneau, deschideau ușa muzeului și ne întrebau: aveți ceva? Mi-aș dori să văd mai mulți oameni, să... Deci dorința aceasta de a fi împreună... Da, sigur. Exact cum... Deci omul, până la urmă, e un animal social, nu se poate altfel. Trebuie să fie împreună cu altcineva și să discute, să... Nu știu, se întâmplă niște lucruri atunci când doi oameni sunt unul lângă altul. Mă, sigur. De aceea, sala de cinema va rămâne o redută greu de înlocuit cu totul. Ca și cea de teatru, ca și cea de concert. Mi-am amintit acum, în timp ce vorbeați, despre Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, la care am fost anul acesta, și cred că la câteva spectacole am fost singura care a rămas pe scaun și nu s-a ridicat, dar am constatat într-adevăr câtă dreptate aveați. Deci, indiferent cât de nespectaculos, să-i spun, ca să nu folosesc alt cuvânt, era spectacolul, oamenii aplaudau în picioare la sfârșit. Și mi s-a întâmplat să mă ridic și să plec de la un spectacol pentru că n-am putut să fac față. Da. Mi se părea că ceea ce mi oferă nu mă ajută cu nimic și este chiar dureros, și voiam să întreb dacă vi s-a întâmplat vreodată să nu... Să plec de... Da, să vă ridicați de pe scaun să plecați. S-a întâmplat. Mi-e foarte greu să fac lucrul ăsta, adică aproape că nu mai fac... De aceea mă duc la teatru foarte selectiv, ca să nu fiu pus în situația de a mă gândi cum să fac să ies din sală și să plec și să abandonez spectacolul fără să știe toată trupa de actori că am făcut lucrul ăsta. Da. Fiind o persoană pe care măcar actorii o mai cunosc, e o chestie foarte... Nici n-ai voie să faci așa ceva, pentru că practic îi supui unui șoc, unei... scade glicemia în momentul acela pe scenă total. Actorii spun că da, suntem de puncte, dacă n-ai caranfila plecat în timpul spectacolului. Așa că pe când eram mai tânăr și mai anonim, puteam să-mi permit treaba asta, pentru că nu citeam pe nimeni, dar acum vexez prea multă lume dacă fac așa ceva. Doamne, așa este. Eu, pentru că sunt mai anonim, am putut să fac lucrul acesta. Recunosc, efectiv, nu am putut să rezist. Era cumva așa repetitiv și nu îmi spunea nimic spectacolul. Și atunci am zis, nu pot să mai rezist, trebuie să găsesc o metodă și să plec. Mă gândeam, apropo de această meserie pe care o aveți și de, în general, cea de creator, până la urmă. Cât de important este să visezi pentru un creator? Pentru că, până la urmă, e un vis care se transformă în realitate. Bineînțeles, fără cât de important. Este nu că e important, este de neconceput să crezi ceva fără să ai capacitatea de a visa. N-ai cum altfel, n-ai cum să derulezi o poezie, o pictură, trebuie să o visezi înainte să o poți materializa în orice fel de expresie artistică. Nu vorbesc de vise nocturne, evident. Dar asta este, sigur. Imaginația, fără imaginație, poți să bați un cui în perete, dar atâta tot. Atâta tot. Da. Am întrebat lucrul acesta pentru că
În ultimii ani am auzit foarte multe voci care îmi spuneau că, domnule, nici nu mai visez nimic, nu mai aștept nimic. Și atunci mi-am dat seama cât de important este, nu pot să renunț la asta. De aceea v-am întrebat, pentru că știu... Ei, acum povestea se extinde puțin la vis de destin, vis de... Adică, una este să visezi că o simplă întâmplare îți stimulează imaginația și te face să fantazezi cu privire la consecințele ei sau la dezvoltările sau la complicațiile ei. Și alta este să, alta e, sau același lucru, dar extins, să te gândești cum te-ai vedea tu pe tine peste 10 ani sau peste 20 de ani sau cum ai vrea ca viața ta să evolueze sau ce tip de model de viață ți-ai dori să obții și lucruri de genul ăsta. Aici, asta e sigur, intervin și momente de derută sau momente de abandon. Dar momente când ori ai obținut tot ce te-ai visat și atunci ce să-ți mai dorești mai mult? La asta nu m-am gândit, dar bineînțeles că putea fi și asta. Ori că n-ai obținut nimic din ce ai visat și atunci de ce să-ți mai dorești ceva? Doamne, cele mai frumoase visuri s-au îndeplinit, așa e? Ale dumneavoastră? Nu. Nu? Nu. Mai aveți încă? Nu, dar nu se... Da, sunt niște visuri care țin oarecum de vanitate. Și mai bine că nu s-au plinit. De recunoaștere oficială, de lucruri de genul ăsta, de postament de statuie... Și bine că nu s-au împlinit, pentru că asta permite să mai văd ceva în față. Dar altele legate, mai intime, legate de sentimentul de satisfacție pe care o bună parte din viața mea mi-l oferă, da, există. Deci, s-au împlinit niște lucruri. Minunat că s-a întâmplat așa. Voiam să vă întreb de ce v-am pus întrebarea asta, pentru că aveam de gând să pun întrebarea legată de dorința aceasta de a pleca din țară și faptul că v-ați întors. Adică ce v-a motivat să vă întorceți? Care a fost... A fost un concurs de împrejurări, pentru că într-o primă fază, imediat după Revoluție, mă pream să mă întorc ca să îmi fie liber, nu... Totul, deci, da. Libertatea circulației, în sfârșit, fusese restabilită. Puteam să mă întorc să-mi revăd familia, prietenii și, pe urmă, dacă doresc să mă întorc de unde mă înșurubasem, în speță, la Bruxelles era pe vremea aceea, și să continui acolo. Doar că lucrurile au fost mers așa, ca într-un film imprevizibil. Ocazia sau oportunitatea de a face film în România imediat, ceea ce n-aș fi avut, mi-a deschis apetitul pentru a rămâne în timp și să fac un film, dar nu s-a putut face acest film, drept care am plecat înapoi în vest. M-am întors să filmez debutul meu cu E Pericoloso și vreo 10 ani am fost un fel de navetist, adică nu eram nici reîntors în România, dar nici stabilit definitiv în Franța. Și îmi convenea foarte mult această situație. Dar după care, puțin câte puțin, am avut mai mult de lucru în România decât în Franța, pentru că oricum mie îmi venea foarte greu să gândesc un proiect care să fie total deslegat de România. Am făcut Dolce Farniente, care este așa, într-adevăr, dar totuși universul meu este intim legat de lucrurile de genul ăsta. Deci nu aveam cum să trag heblu peste România și să ce? Să scriu ca cioran în limba franceză o literatură care tot despre România ar fi vorbit până la capăt. Deci, până la urmă, firele nevăzute m-au făcut să mă întorc, deși eu sunt în continuare teoretic rezident francez, dar sunt destul de mulțumit pentru că viața în Bucureștiul de azi mi se pare mai interesantă decât viața în Parisul de azi. Foarte bună observație. Da. Așa este. Rădăcinile sunt aici, nu? Păi, asta e. Nu l-am ales eu. Eu
până la urmă, nu neapărat ca să reiau vorba unui, unui român de-al nostru, dar eu cred că e un privilegiu până la urmă. Simt eu așa, poate nu... Asta... E bine să simțim așa, după părerea mea, căci asta ne mângâie în sensul blănii. Dar cine știe, poate că și pentru un neozelandez, a fi neozelandez este privilegiu și Guatemala este o țară cu o istorie frumoasă absolut. Se scriu poezii și în Madagascar. Să știți că am observat un lucru, apropo de ce-mi povestiți, folclorul nigerian este extraordinar de apropiat de folclorul românesc, realmente. Poveștile lor sunt foarte asemănătoare, doar personajele diferă. Păi da, noi avem scrisorile lui Eminescu, ei au scrisorile nigeriene, alea în care îți spun că dacă le bagi niște bani într-un cont, îți bagă și ei vreo 7 milioane de dolari și știți că așa... Am înțeles. Așa se cheamă, scrisori nigeriene. Scrisori nigeriene, da. Am cunoscut un pictor nigerian care s-a apucat să-și facă singur ilustrația pentru poveștile pe care le scria și când am fost la lansarea cărții lui, sunt povești pentru copii, am constatat ce asemănări sunt. Atunci mi-am dat seama, până atunci nu am realizat. Și de aceea am insistat și mi-a plăcut ideea. Sunt atât de fericită că am vorbit cu dumneavoastră despre toate filmele astea, dar și nu pot să nu amintesc de Asphalt Tango, pentru că mie mi se pare că acolo a fost ceva cu totul special, povestea a fost cu totul specială și cum a venit ideea? Trebuia să fac Răsul de Tăcere și nu s-a putut că nu s-au adunat banii. Uh-huh. În momentul acela eram într-o situație destul de descumpănitoare, pentru că nu aveam prea multe mijloace de subzistență. Ar fi trebuit să continui aventura mea pariziană, pentru că așa avea sens să merg. Dar cum? Ce posibilități? Și mi-am stors creierii să găsesc o poveste care să-mi placă și care să fie ușor de scris și eventual chiar și de filmat. Dar care să aibă ingredientele mele cu care să pot să lucrez. Am descoperit această idee de farsă, acest pretext de farsă, farsă în termenul cel mai bun al cuvântului, care mi s-a părut că aduce pe undeva cu unul din filmele mele preferate din toate timpurile, care se cheamă Unora mea place Gelsă. Și am început să scriu așa dintr-o suflare, pentru că trebuia să... timpul nu era de partea mea. Și așa s-a pornit. Am avut norocul de a fi invitat într-un juriu la un festival internațional de la Nantes, iar jurații, cei câțiva care eram acolo, am fost coachați. Deci coachul juriului era un tânăr producător de film și căruia i-am căzut simpatic, ca să spun așa. M-ai chestionat în privința a ce planuri am, ce proiecte am. Văzuse primul meu film pericolos și plăcuse enorm. Și așa s-a născut Asphalt Tango. Dar care Asphalt Tango și el, adică lumea cinematografică franceză, după Pericolos Porges, se aștepta la cu totul altceva din partea mea și din cauza asta a fost o mișcare greșită. O mișcare de carieră greșită pentru mine. Am înțeles. Dar a avut un succes în România extraordinar. În România, da, sigur. Păi, da, era... Țin minte cât de impresionați erau toți de cea mai lungă jurătură din lume care apare în film. Un moment pe care și eu îl iubesc foarte tare. Dar care atinge totuși o problemă gravă, zic eu, până la urmă, în ciuda farsei, da? Aceea a traficului, da? Păi e o farsă tragică. Sigur că da. Nu scriu comedioare de... Eu le numesc de repertoriu, adică cu... acel tip de recuzită invariabilă în care chiprocoule, răsturările de situație se repetă
X îl ia pe Y drept Z și se comportă cu el ca și cum și noi râdem de acele două valize identice, diplomat care, în care una posedă dolari și cealaltă posedă sutiene. Deci toate lucrurile astea sunt străine, nu am niciun fel de simpatie față de... Gândindu-mă că acel film de Asfalt Tango vorbesc, vorbește despre acest subiect și mă gândesc la ce impact are acum The Sound of Freedom, pe care l-a făcut Jim Caviezel, apropo de acest trafic. Da, da. Și de faptul că acest film a fost făcut cu crowdfunding, adică cu bani strânși de la public și la modul în care un mare studio de film, adică Disney, a renunțat la el. Și iată ce succes are acum, da? Deci este incredibil. Da. A fost pe primul loc în box office, că oamenii au preferat să meargă să-l vadă, pentru că e un subiect care atrage, pentru că e un adevăr care este rostit acolo, pentru că s-au săturat de ceea ce le oferă Hollywood-ul, da? Pentru că s-au săturat de toate lucrurile pe care le scot acolo la tarabă, cumva, și pentru că e o poveste adevărată și este folosit în film un montaj cu tot ceea ce s-a filmat atunci, la momentul respectiv, că agentul respectiv chiar... Eu n-am văzut filmul. Neapărat vi-l recomand. L-am văzut așa, fără traducere, fără nimic. Și m-a impresionat foarte tare și mi-a plăcut și am și scris despre asta pentru că mi s-a părut important. Dar deranjează foarte tare. Deranjează. Spune lucrurilor pe nume. Bine, să încerc să mă pun la punct. Cred că e important să fim, cum spuneați și dumneavoastră, să ne adaptăm vremurilor pe care le trăim și să... În măsura posibilă e bine, da? Absolut. Da. Și să fim pe bucățica noastră să ne facem treaba până la urmă. Da. Nu? De acord. Vă sunt tare recunoscătoare pentru că ați acceptat să veniți. Poate... Și mulțumesc de invitație și eu. Poate că ar fi fost cazul să vorbim de mai multe lucruri, dar... Cred că le-am atins pe cele mai importante. Totuși nu o să vă las să plecați până nu spuneți. Dacă există vreun sfat pe care tatăl noastră vi l-a dat și vi s-a părut important sau chiar necesar să-l urmați. Pentru că știu cum suntem cu toții când vine vorba de părinții noștri. Cel mai important pe care nu l-am urmat a fost să nu mă apuc de film, să nu să dau la regie. Asta a fost sfatul. Dar evident că nu l-am nesocotit. Acum m-aș gândi de două ori înainte să... Bine, dacă aș fi știut ce vă așteaptă, nu? Sau cum, din acest motiv. Da. Eu nu o să uit niciodată că la toate vizionările de presă stătea pe... Mă așezam cumva în spatele dumnealui de fiecare dată, pentru că știam că dacă nu-i place, nu rămâne acolo. Da. Avea această... Nu știu cum să o numesc. Această calitate, până la urmă, că e o calitate. Da. Nu mai avea... nici atâta răbdare pentru că să nu înghită chiar tot și nu avea nici obligația să... Absolut, sigur că da, normal. Mulțumesc, domnule Nae Caranfil, mulțumesc pentru această incursiune în lumea filmului și Muzeul Național Literaturii Române e cumva mai bogat datorită interviului cu dumneavoastră, rămâne în arhiva muzeului și vă sunt recunoscătoare. Mă simt și eu recunoscător să rămân aici într-o arhivă. Mulțumesc frumos și pentru că ne-ați urmărit. Aș vrea să-i mulțumesc colegului meu, Dan Marinescu, pentru că a fost alături de noi și a avut grijă să... O să vedeți ce portrete frumoase v-a făcut. De-aștept. Până data viitoare, când o să ne reîntâlnim la Poezie și Creație, numai bine tuturor!